România a ajuns la un acord cu Austria pentru aderarea la spațiul Schengen, deocamdată doar aerian și maritim, începând cu luna martie a anului viitor. Discuțiile vor continua pentru că nu se știe deocamdată când va fi și aderarea cea mai importantă, care ne aduce și cei mai mulți bani, cea terestră. În spațiul public se vorbește de ianuarie 2025, dată care nu a fost însă anunțată oficial. Decizia de acceptare în spațiul de liberă circulație a fost luată la nivelul Consiliului Uniunii Europene după mai multe săptămâni de negociere între statele implicate, România, Bulgaria și Austria. Alături de noi acum pentru a comenta acest subiect, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Mulțumim că sunteți cu noi. Bună ziua! Să rămână, bună ziua! E o întreagă nebuloasă în acest moment. Pare că ne-am pus la somn aseară cu anunțul premierului care ne anunța, gata, am intrat în Schengen după atâta mari de ani, și ne-am trezit astăzi cu reacția Austriei prin vocea ministrului de interne, care ne-a transmis că sunt simple speculații. Ce e cu acest acord politic? Cât de aproape suntem să aderăm în spațiul Schengen, nu doar aerian și maritim, ci terestru? Deci, din punct de vedere formal, aderarea la acordul Schengen, ca de altfel la orice fel de acord sau tratat multilateral, presupune o decizie politică unanimă. Este vorba de 27 de state, 24 din spațiul european, 23 din spațiul european, încă 4 state IELTS, adică cele din afara Uniunii Europene, Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția. Atunci când va exista o astfel de decizie, atunci vom putea spune că am aderat la acordul Schengen. În al doilea rând, nu există o aderare eșalonată fără ca cele trei spații, maritim, terestru și aerian, să fie cuprinse. Spațiul fluvial intră la zona terestră. Fac aceste precizări pentru că am văzut tot felul de experți care zbor de pe la dumneavoastră și până alte studiouri, știind foarte bine cum stau lucrurile. Deci, fie este vorba de o decizie unitară privind cele trei categorii de frontiere la care se aderă în spațiul Schengen, fie poate fi în discuție o decizie, dar în egală măsură irreversibilă, din punct de vedere politic, privind aderarea eșalonată. Austria, de exemplu, a aderat la spațiul aerian și după un an la cel terestru. S-a întâmplat acest lucru. În acest moment nu cunosc să existe o astfel de decizie, nu cunosc ca o decizie politică, nu o exprimare a unui ministru din zona Vienei să confirme ceea ce se anunță la București. Eu nu cunosc în egală măsură care este poziția Olandei, de fapt a Parlamentului olandez, față de Bulgaria. Deci toate aceste teme, sigur, sunt în discuție, este un pas. Dezbaterea din 22 din Parlament, anunțul că sunt de acord cu ridicarea veto-ului pentru Bulgaria, nici aici nu credeți într-o variantă oficială, câtă vreme nu s-a patalamat? Câtă vreme un astfel de mandat nu este executat de cei care au la rândul lor mandat pentru politica internațională. Deci, din moment ce, fie într-o structură a Uniunii Europene, fie în Coreper, până la Consiliu, o astfel de temă nu a fost abordată. Da, din câte știu, Serviciul Extern al Uniunii Europene elaborează acum, când noi vorbim, un document în legătură cu aderarea României și Bulgariei la acordul Schengen. Vom vedea dacă acest document este supus unei aprobări informale, tacite, adică dacă vor exista excepții, dacă vor exista contestări. Dacă nu vor exista, atunci, sigur, chestiunea este clară. Dar România aderă la Schengen în momentul în care cele trei spații sunt confirmate cu dată certă. Este alături de noi europarlamentarul PNL și prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, Rareș Bogdan. Bună ziua, mulțumesc că sunteți cu noi la Digi24. Bună, doamna Ciuciu, bună ziua domnului ministru Diaconescu și tuturor spectatorilor. Ajutați-ne să înțelegem până la urmă cât optimism exagerat este la guvern din moment ce premierul ne-a anunțat că după mai bine de un deceniu reușim să intrăm în Schengen, dar din Austria ni se spune că sunt simple speculații. Ce înseamnă acest acord semnat martie 2024, la momentul la care vorbim, domnule europarlamentar, e limpede că aderăm în spațiul Schengen aerian cu granițele aeriene și maritime? Cel mai important lucru este să așteptăm poziția oficială a părții austriece, care va veni astăzi sau mâine în scris,
Avem un acord politic, un acord politic care a fost parafat de Ministerele de Interne din România, Austria și Bulgaria și de asemenea supervizat de către Ministerele Afacerilor Externe și premierii respectiv, premier cancelar respectiv președinte în cazul României pe 23 decembrie. De asemenea, avem o poziție cu privire la deschiderea frontierelor inițial aerian, apoi după negocierile de la Brno, din de lângă Ljubljana și, și naval pentru data de 22 martie. De ce data de 22 martie? Pentru că este data IASA, data calendarelor aeronautice la nivel european, în momentul în care se schimbă zborurile pe orarul de primăvară-vară. Sigur că intrarea de plină se desfășoară în momentul în care avem și un acord pentru terestru și feroviar, mai ales că în cazul terestrului și feroviarului avem marea miză economică, financiară, pe care România trebuie să o îndeplinească. Dar, revenind la momentele extinderii spațiului Schengen succesiv pentru diverse state, avem numai puțin de 7 situații, printre care inclusiv Austria și mai de curând Grecia, care au intrat inițial în spațiul Schengen pe cale aeriană, ulterior, pe baza unui calendar sigur, pe cale terestră. În cazul Greciei, încă există, chiar dacă este membru cu drepturi de plin în spațiul Schengen, încă există controle aleatorii la frontierele terestre și feroviare, chiar și la ani de zile după intrarea în spațiul Schengen, datorită situației speciale a Greciei pe graniță. În momentul ăsta se negociază în continuare un acord juridic care să includă practic toată relaționarea și toată modalitatea prin care spațiul Schengen se extinde cu privire la România și Bulgaria. Și de asemenea, trebuie să știm o chestiune extrem de importantă, că va fi o procedură de adoptare a acestei decizii, a viitoarei decizii a Consiliului, și aceasta se va întâmpla în 3 formule. O formulă de adoptare este prin COREPER, o altă într-un Consiliu ja extraordinar sau un ordinar, sau printr-o procedură scrisă care nu necesită și o adoptare prin COREPER sau Consiliu ja. Însă toate aceste etape vă spun că înseamnă în continuare eforturi de negociere. Deci negocierile nu sunt stopate. Cine în momentul ăsta este deziluzionat că nu avem încă acordul sau promisiunea și pe spațiul terestru, trebuie să înțeleagă extrem de clar. Dar domnule Rareș Bogdan, eu mă uit pe postarea dumneavoastră de pe Facebook, iar acolo ați spus așa, intrarea în spațiul Schengen a fost prioritatea noastră absolută, fiind motivați de dorința românilor de a fi tratați ca restul cetățenilor europeni. Dar când spuneți intrarea în spațiul Schengen a fost prioritatea noastră absolută, iar apoi menționați victoria președintelui României, a ministrului de interne, a Partidului Național Liberal, dar și a ministrului de externe, dumneavoastră ridicați așteptarea atât de sus încât toată lumea prin anunțul acesta să înțeleagă că am intrat în Schengen. Vă imaginați că cei care ne urmăresc nu stau să urmărească atât de atent toate procedurile. Ori, procedura pe care ne-ați descris-o dumneavoastră de când ați intrat în direct nu arată o luminiță la capătul tunelului, ci un efort continuu la care România nu a renunțat. Nu, România nu a renunțat. Și dacă astăzi avem certitudinea, dar trebuie parafată printr-o decizie... Dar s-a schimbat ceva de zilele trecute până acum? De unde au venit aceste anunțuri? Din partea dumneavoastră, din partea premierului? De unde optimismul? Ce s-a întâmplat în aceste ore? În primul rând, din partea Ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, care a condus negocierile alături de președintele și aparatul prezidențial al președintelui Klaus Iohannis. Lucrurile după acordul politic parafat pe data de 23 decembrie, sâmbătă 23 decembrie, sigur că lucrurile arată mult mai bine. Sigur că după deblocarea canalelor diplomatice din urmă cu 5 luni de zile și negocierile intense care au avut loc, schimbarea de atitudine a Austriei, modalitatea prin care poate la un moment dat în emisiunea dumneavoastră, pentru că spectatorii noastre vom putea spune mai multe cum s-a ajuns la această decizie și ce au făcut instituțiile statului român care au colaborat. Da, Austria ne transmite că sunt iluzii, că discuțiile nu există. Nu că nu există, că negocierile se poartă, concluzia nu există. Nu. Haideți să așteptăm poziția statului austriac din următoarele ore sau cel târziu de mâine. Haideți să vedem exact
că avem o poziție extrem de clară și o poziționare extrem de clară a tuturor celor 26 de state europene, altele decât România și Austria. Sigur. Și părerea mea, 25, mă rog, și lucrurile în ultimele 3 săptămâni au intrat pe o pantă extrem de pozitivă. Mulțumesc. Să știți că este alături de noi și Dacian Cioloș, europarlamentar Reper. Imediat revin la dumneavoastră, domnule Cioloș. Doar o ultimă întrebare și o clarificare pentru domnul Rareș și Bogdan. La ce vămi sunt acele controle aleatorii în Grecia? Ați spus mai devreme. Granițele terestre. Dar nu are granițe terestre cu alte țări Schengen. Păi nu. Nu, mai puțin. Deci, dacă verificați intrările în Grecia, veți vedea că Grecia, în continuare, are o problemă de intrare. Inclusiv verificare în momentul când coborâți în Atena din avion, odată la 10-15 pasageri, vi se cere pașaportul. În cazul celorlalte state nu se întâmplă decât în caz de pandemie sau de situații excepționale, cum a fost situația din Israel. Deci, situații de intrare în intrare în etape, s-au întâmplat și inclusiv Austria a avut intrare în etape, nu a intrat dintr-o dată pe toate granițele, iar negocierea, să știți că s-a negociat totul la pachet. Mulțumesc. Nu s-a negociat doar o graniță. Să-l ascultăm și pe domnul Dacian Cioloș, vă rog. Domnule Cioloș, am văzut că dumneavoastră ați avut o notă critică în reacția pe care ați avut-o în ultimele ore, de când premierul ne-a anunțat că după 13 ani, gata, intrăm în Schengen. Da, pentru că premierul și ceilalți care sunt la guvernare trebuie să înțeleagă că guvernarea înseamnă o responsabilitate. Nu mai ești doar acel lider politic care aruncă în aer tot felul de declarații doar că se dă bine la public și să mai câștige niște voturi. Când ești în negocieri, trebuie să fii foarte serios și foarte precis. Și ești să anunți atunci când îți e foarte clar o înțelegere pe care o ai și o decizie care urmează să fie luată. Altfel taci din gură și continui negocierile. Evident, dacă tu negociezi. Eu, la cum am văzut declarațiile domnului premier, îmi e destul de clar că nu dânsul negociază. Dânsul e acolo ca să preia și să arunce în spațiu public niște informații care pot să-i mai aducă niște puncte. Dar aici e vorba de dreptul românilor de a circula liber în Uniunea Europeană. Orice decizie s-ar lua acum, nu putem spune că e o victorie. Faptul că România n-a intrat până acum în Schengen e oricum un eșec pentru România. Pentru că am pierdut deja câțiva ani în care nu ne-am putut exercita dreptul de liberă circulație și oamenii de afaceri au cheltuit niște bani pentru asta. S-a făcut domnul premier n-a ieșit cu claritate. În primul rând, eu din informațiile pe care le am, știu că există aceste discuții, dar nu există o decizie finală încă care să poată să fie anunțată. Aici voiam să ajung. Informațiile dumneavoastră. Da? Spuneți-ne care sunt informațiile dumneavoastră apropo de avansul acestor negocieri, apropo de martie 2024, având în vedere că alegerile generale în Austria vor fi undeva în toamna anului viitor. Deci Austria ne-ar putea ține în aceste negocieri și în martie 2024, iar anunțul de astăzi că avem un acord politic și că avem șanse sau speranța că vom intra aerian și maritim în spațiul Schengen în martie 2024 ar putea să nu fie exact așa cum a exprimat premierul. Da, deci după părerea mea o decizie acceptată de România doar pentru frontierele aeriene și maritime fără claritate vis-a-vis de frontierele terestre, e o enormă greșeală, pentru că asta ne va ține în șah în continuare, ne va arăta un stat membru slab cu care se pot face deal-uri pe jumătate și care înghite gălușca, oricât de mic ar fi gălușca și oricât de puțin fiartă ar fi. Așa s-a întâmplat și cu MCV-ul când am decis, pentru că am vrut să aderăm la Uniunea Europeană cât mai repede și n-a fost rău că am aderat repede, dar faptul că n-a fost claritate atunci cu MCV-ul în ce condiții nu doar se implementează, dar să și închide, iată că ne-a dus ani și ani de zile și ne-a ținut în șah cu multe decizii. Eu nu-mi doresc să se întâmple din nou acest lucru cu Schengen, din cauza unor incapabili care nu știu să negocieze numele României. Nu numele unui partid, nu pentru niște alegeri, ci numele României. Deci, ca să fiu foarte clar, unu, chiar dacă ar exista o decizie, care din câte știu eu nu există încă definitivă, o decizie cu frontierele, asta nu înseamnă aderare la Schengen, ci înseamnă o etapă tranzitorie, dar chiar dacă ar exista, fără o decizie clară, în ce condiții România aderă la Schengen definitiv
și cu frontierele terestre, fără să mai fie nevoie de o altă decizie politică în Consiliu, subliniez, fără să mai fie nevoie de o altă decizie politică în Consiliu, asta ar fi o greșeală catastrofală scurt, pentru România. Scurt, domnule Cioloș, pentru că e în platou și fostul ministru de externe, Cristian Diaconescu, și vreau să tragem concluziile. Mai devreme, europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a explicat că nu suntem singuri, au mai fost alte 7 state care au intrat în etape în Schengen și de ce ar fi o problemă pentru noi să intrăm în etape? Pentru că au știut când vor intra și cu frontierele terestre. E normal să fie această etapizare. E lucru pe care și eu, când eram premier, discutasem cu Germania, cu Franța și cu Olanda, care se opuneau atunci. Dar noi ce negociam atunci erau care sunt... aderarea cu aerianul și cu maritimul e un prim semnal că procesul e în curs și discutam încă de atunci foarte clar în ce condiții și mulțumim. La ce dată să aderăm și cu frontierele terestre. Asta vreau să văd de la guvernul României înainte de a face anunțuri pompoase și triumfaliste. Mulțumesc, Dacian Cioloș, mulțumesc, Rareș Bogdan, Cristian Diaconescu, domnule ministru, cu dumneavoastră vreau să tragem concluziile, pentru că pare că în funcție de zona politică în care ne uităm, răspunsurile sunt diferite. Totuși, remarc, diferită abordarea față de Facebook. Pe rețelele sociale e mult optimism în explicațiile în fața celor de acasă, nuanțele sunt așezate. Adică avem un acord politic, s-au făcut pași înainte, dar nu știm cu exactitate dacă Schengen nu se deschide pentru noi până și doar aerian și maritim în 2024 martie. Deci, pe scurt, se poate adera pe un calendar eșalonat, dar cu dată fixă, privind, în cazul nostru, aderarea cu spațiul terestru. Dată fixă, asupra căreia nu se mai revine. Uh-huh. Deci este posibil fără așa ceva. Fără alte negocieri. Doi. Și aici unde trebuie dat votul sau adoptat acest calendar deci, etapizat? Repet, fie printr-un document pus de comisie pe masă și la care statele îl aprobă unanim prin tăcere, fie printr-un JAI, fie printr-un Consiliu European. Depinde cum se hotărăște. Doi. Da. Într-adevăr, și domnul Rareș Bogdan pe acest palier are dreptate. Austria a transmis un semnal de flexibilitate privind negocierile. Uh-huh. Ambasadorul lor la COREPER a primit acest semnal și probabil și ministrul lor de interne. Și aici suntem în acest moment. Deci, rezultatul negocierilor... Deci confirmat și dumneavoastră informațiile că în discuțiile informale există această flexibilitate. Da, adică pasul de la blocaj la acceptarea de a sta la masă pentru negocieri. Dar aderarea la Schengen se anunță în momentul în care fie se aderă pe cele trei spații, fie există un calendar fix asupra căreia nu se mai revine. Numai atunci spune că am aderat la Schengen. Restul sunt flexibilități. Pot fi asigurate flexibilități, dar mulțumim aici... pentru explicații. Cu drag. Multă cerneală va mai curge până ne lămurim cu acest Schengen, dar să sperăm că negocierile vor avansa, așa că vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Scurtă pauză când...